Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit! Astăzi m-am gândit să vă prezint o carte, o carte care cred eu că este interesantă din punctul de vedere al istoricului care apreciază arhivele. Este vorba de volumul omagial Profesioniștii noștri, Ioan Scurt, un slujba istoriei. Nu este doar un volum omagial făcut în onoarea profesorului Ioan Scurtu, care pe 27 noiembrie 1940, în ziua când, poate este și o coincidență, a fost asasinat Nicolae Iorga, s-a născut domnia sa. Pentru cei care nu știți, este unul dintre cei mai importanți istorici, poate eu fiind subiectiv, consider că este cel mai important istoric în viață prin ceea ce a lăsat în urma domniei sale. Mă refer aici la studii, la perioada interbelică. A scris despre Partidul Național Țărănesc, a scris de Partidul Național Liberal, a vorbit, a făcut câte o monografie fiecărui rege din România, mă refer la Carol I, la Ferdinand, la Carol al II-lea și la Mihai. A scris și despre Nicolae Ceaușescu și despre Gheorghiu Udeș și despre evenimentele din 1989 și așa mai departe. A ocupat funcții importante în aparatul de stat și nu politice, ci mă refer la directorul Arhivelor Naționale, directorul la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, a fost director general în cadrul Ministerului Educației Naționale până în anii 90, a fost președintele secției de științe istorice și așa mai departe, are o bogată activitate științifică, dar în același timp a fost preocupat și de promovarea culturii, în special a istoriei. De aceea, în această carte a publicat un amintirile domniei sale, dacă putem să le denumim așa, activitatea sa din cât timp a condus Arhivele Naționale ale României, perioada 1991-1996, o perioadă destul de alambicată, tumultoasă. O să vedeți în foarte multe pagini, în jur de 250 de pagini despre evenimentele acestea. A făcut și o mică introducere de cum a ajuns domnia sa directorul Arhivelor Naționale. Nu o să vă vorbesc astăzi despre toată perioada respectivă, pentru că mi se pare interesant și poate din când în când o să vă mai spun despre, să fac o analiză a acesteia, dar mă refer astăzi pentru că știți foarte unii dintre persoanele care sunt amintite aici trăiesc, altele nu. Consider că este un punct de vedere al unui om, al unui istoric care vede evenimentele și le înțelege și prin prisma istoricului care știe sau poate are posibilitatea să facă analize și să nu fie luat de valul de emoție cum s-a întâmplat în 1989 sau imediat după aceea, ci pur și simplu să știe că nimic nu este întâmplător, iar tot ce se întâmplă în jurul acestei idei este rezultatul unei echipe a unor oameni care urmăresc anumite interese. Domnia sa vorbește în primul rând de activitatea din Facultatea de Istorie a Universității din București, unde a fost și șef de catedră, unde a lucrat zeci de ani de zile, așa că cunoaște foarte bine Facultatea de Istorie din cadrul Universității București și a fost coleg cu mulți dintre profesorii care vă sunt cunoscuți, unul dintre ei din profesori de istorie și oameni politici, alții doar istorici, alții doar prin prisma a ceea ce au realizat, adică din punct de vedere științific, cărți publicate și așa mai departe. Sunt detalii, de exemplu, vorbește de decizia din 1982, când România, mă rog, Ceaușescu a hotărât să achite datoria externă a României în jur de 12 miliarde de dolari. Vă dați seama că astăzi 12 miliarde de dolari nu semnifică foarte mult acest lucru. Apoi vorbește despre anul 1989, despre principiul dominoului, cum este denumit de domnia sa, adică toate regimurile sau mai toate regimurile socialist-totalitare, pentru că n-au fost comuniste. Aici se face de către mulți jurnaliști eroarea că au fost regimuri comuniste, nu, au fost regimuri socialist-totalitare. Dacă erau regimuri comuniste, se numeau Republica Comunistă România, Republica Comunistă Albania, Republica Comunistă sau Uniunea Comunistă Rusă și așa mai departe, dar nu s-au numit așa și așa a rămas să fie. Ele au căzut treptat. În România, evident, lucrurile s-au întâmplat destul de trist, în sensul că au murit și oameni. Povestește domnia sa că era la universitate în perioada când mitingul s-a spart și a văzut oamenii care treceau prin zonă, unii dintre ei sau un student spune trecuse prin zonă și ne-a anunțat că s-a spart mitingul. Am privit de la
etajul 1 al facultății de istorie, unde se desfășura examenul, mulțimea care se retrăgea prin piața universității. Vorbește despre executarea soților Ceaușescu și, de exemplu, de atmosfera de la Facultatea de Istorie. În carte o să găsiți detalii pe o propunere ca propunerea sa ca să existe un raft cu operele științifice ale profesorilor, pentru că atunci când un student vrea să afle ce a scris profesorul respectiv sau să studieze, să vadă că există cartea respectivă la raft și dacă are nevoie să poată să o studieze. Și spune, prima măsură care s-a luat în vremea, în sfârșitul lunii decembrie anului 89, este tocmai acela de a desfința raftul cu cărți. Vorbește despre tensiunile din vremea respectivă. Decanul facultății era Iulian Cârțână și a anunțat demisia și a citit o listă primită de la studenți cu 12 cadre didactice contestate, 10 de la Catedra de Istoria României și 2 de la Catedra Universală. Doamna lector pe vremea aceea, Zoe Petre, a declarat că toate cadrele didactice ar trebui să-și dea demisia în bloc pentru că au ucis istoria României și istoria universală, iar tot ce s-a scris este fals, activitatea științifică trebuie luată de la zero. Domnul profesor Scurtu spune că el nu a fost de acord cu demisia pentru că mai avea și activitate științifică și pe perioada respectivă. Ca o paranteză, istoricii care au preferat să publice în perioada respectivă aveau anumite citate din operele tovarășului Ceaușescu sau din ceea ce hotăra regimul, dar de multe ori nu cadrau cu ceea ce publica. De exemplu, a fost primul istoric care a scris despre un partid altul decât Partidul Comunist în vremea respectivă, e teza domniei sale de doctorat, și anume istoria Partidului Național Țărănesc din vremurile respective. Are ca om care a citit-o, are câteva pe cea variantă publicată atunci, are unele citate din Ceaușescu, dar evident acestea nu semnifică sau nu au legătură cu subiectul. Dacă se scot acele citate, lucrarea rămâne o adevărată operă istorică, o adevărată lucrare științifică. Domnia sa, propun ca demisia să înceapă cu persoana care a făcut propunerea, cei care au o activitate științifică egală cu zero să înceapă de acord. Evident, acest lucru nu s-a concretizat, nici doamna Zoie Petre nu și-a dat demisia, nici ceilalți colegi nu și-au dat demisia. S-a concluzionat că toți să facă efortul de a scrie istoria bazată pe documente. Lucrurile în facultatea de istorie, cel puțin în perioada respectivă, o să vedeți foarte multe detalii în care studenții contestau profesorii, cei care erau acuzați, erau văzuți ca și comuniști, ca și oameni ai sistemului, trebuiau să plece, să vină alții în locul lor, pentru că așa era moda, sau cel puțin democratic vorbind, vedeți că vremurile și astăzi, unii contestă statuile, alții vor să scoată istoria, practic și în anii aceia. Dacă ne uităm, nu pare nimic nou, și anume faptul că unii profesori ar fi trebuit să plece pentru că adică nu separau activitatea științifică și cea de la catedră cu activitatea politică, dacă era voie sau nu era voie în momentul respectiv, empatia sau simpatia și emoția, dacă vreți, prima foarte mult înaintea rațiunii. Profesorul spune că aflase că aceste liste care se făceau cu contestarea profesorului, aflam ulterior să aflu că aceste liste au fost scrise acasă la Zoe Petre. Încă o idee interesantă pe care o regăsesc aici este că pe 11 ianuarie 1990 am fost convocat la Ministerul Învățământului de către Mihai Șora, care fusese numit pe 30 decembrie Ministrul Educației de către Petre Roman, la propunerea lui Silviu Brucan, vechi stalinist, devenind după 22 decembrie un fel de ideolog al noului regim democratic. Pe drum, povestește domnul Scurtu în carte, problemele, m-am întâlnit cu fostul meu student de la Facultatea de Filologie, unde Marian Munteanu, pe care îl știți și din perioada cu Mineriadele, îl știți și după aceea din punct de vedere politic, a candidat în mai multe la mai multe alegeri și descrie atmosfera din vremea respectivă. Din punct de vedere mi s-a părut interesant, spune, ședința a fost mai curând un mitic politic. Ministrul Șora a fost activist comunist în anii 45-50, a ținut un vehement discurs împotriva regimului comunist, după care a cerut înlăturarea din planurile de învățământ a disciplinelor ideologice. Au început să curgă propunele, sara era arhiplină,
Povestește că domnia sa, negăsind loc, la un moment dat s-a așezat în spatele ministrului și au început materialismul istoric, ura, de acord, aplauze, să se scoată, materialismul dialectic, se acceptă, să se scoată, socialismul științific, se acceptă, să se scoată, istorie, au început aplauze, să se scoată. Spune domnia sa, m-a ridicat în picioare și am spus, istoria nu, în toate țările civilizate, democratice, istoria este materie de învățământ. S-a creat o liniște, mulți erau uimiți probabil că s-a oprit cineva și a fost contra, nu știau cum să acționeze și atunci s-a ridicat Marian Munteanu și are dreptate domnul profesor Scurtu, istoria să rămână. Șora, derutat, s-a întors spre mine și a zis, atunci dumneavoastră să vă ocupați de istorie. O să vedeți că face o analiză interesantă cu anii 40, când unii studenți, manevrați de unii lideri legionari, decideau eliminarea cadrelor didactice compromise de la universitate și face o paralelă cu anii 89-90, când aceeași meteagnă este descrisă în acest volum. Vorbește despre ședințele care au avut loc, despre Catedra de Istoria Românilor, noua denumire propusă de mine, în cadrul Facultății de Istorie, la 18 ianuarie a fost ales Consiliul Facultății. Nu îi se mai zicea Consiliul Profesoral, deoarece 30% erau studenți, unde Zoe Petre a fost aleasă decan, iar eu, unul dintre cei trei reprezentanți ai Facultății de Istorie în Senatul Universității. S-a promovat, în Consiliu s-a propus promovarea unor cadre didactice pentru a se repara nedreptățile din timpul dictaturii comuniste. În fruntea ei s-a aflat Zoe Petre, care povestește, detaliază domnul profesor aici, că a sărit de la gradul de lector la gradul de conferențial, neavând nicio carte publicată în momentul acela. Cei care sunteți în domeniu știți foarte bine că un cadru didactic nu poate promova de la un rang la altul dacă nu are studii, cărți publicate, iar în momentul de față, conform legii educației, nu poți intra în învățământul universitar dacă nu ai cel puțin o carte publicată și nu ești doctor într-o știință. Spune că domnia sa a refuzat să promoveze așa și a refuzat un an mai târziu când a trecut de la gradul de conferențial la cel de profesor universitar, iar din 93 a ajuns conducător de doctorat. Acolo au fost, cel puțin în perioada respectivă, sunt detalii în care mulți studenți susținuți de doamna decan, de data aceasta Zoe Petre, cerau ca cei contestați să nu figureze în statul de funcții a catedrei, adică cu alte cuvinte să fie dați afară din universitate. Povestește metoda respectivă și faptul că la un moment dat s-a ajuns la rectorul Universității din București pe bună dreptate și a reușit cumva să nu fie dați afară. Sunt detalii interesante, detalii de istorie, de cum s-au făcut comisiile respective, cum s-au împărțit învățământul universitar și învățământul preuniversitar, dacă la învățământul universitar lucrurile au decurs natural, la învățământul preuniversitar zeci de ședințe, discuții, acuze, ce se scoate, ce să nu scoată, pentru că pe 4 iulie povestește profesorul, directorul Institutului Didactice și Pedagogice, Constantin Floricel, vorbește despre istoria românilor scrisă de Pepe Paneitescu, care a fost publicată cartea în 1927 și se încheia cu Astăzi domnește în România regele Mihai, nepotul regelui Ferdinand și alături de dânsul veghează mareșalul Antonescu cu titlul de conducător al statului. Și directorul primise dispoziția să elimine fraza respectivă. Mă rog, e o dezbatere întreagă dacă să o elimine sau să nu elimine fraza respectivă. Apoi, cum s-a creat programa școlară și așa mai departe. Povestește că zilnic surprinde evenimentele și le și comentează evenimentele din vremea respectivă, evenimentele politice, desigur. Observam că zilnic aveau loc manifestații de stradă sub lozinca jos. Se contesta totul de la Mamuți Industrial, la canalul Dunăre Marea Neagră, la emisiunile televiziunii române, la existența unor instituții de cercetare științifică. Grevele se țineau lanț, iar Universitatea din București era în fruntea acestor agitații. Sunt detalii interesante. Concluzia era, din punctul domniei sale, că tot ce fusese înainte trebuia șters cu buretele. România intra într-o nouă eră, aceeași paralelă cu anii 50, cu anii 90. Noțiunea de patriotism a fost înlocuită cu internaționalismul proletar. Acum cultura era împărțită în cultură proletară și cultura claselor exploatatoare. Mai târziu,
era vorba de noua orientare a României, dacă înainte era orientarea să mergem către Est, în momentul de față către Vest, nimeni ne întrebându-se dacă nu este normal sau logic să stăm puțin pe loc și să nu mergem în nicio direcție și să ne conducem sau să ne autoconducem de unii singuri sau să stabilim noi ce trebuie să facem și cu cine să avem relații în sensul respectiv. Povestește că civiștii, așa cum îi numește pe cei care au contestat, în special pe cei de la grupul de dialog social, au venit cu tot ce se spune, susținea că tot ce s-a realizat înainte de 1989 trebuia lichidat. În timpul lui Ceaușescu s-a promovat național-comunismul, drept care noțiunile de patrie și patriotism trebuiau eliminate din gândirea românească. Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Constantin Giurescu, mai ales Eminescu, reprezentau scheleții din dulap, dar societatea trebuia să se debaraseze de ei. Ideea era că românii au fost un popor marginal în Europa, iar istoricii naționaliști au scris o istorie bazată pe mituri. Știți foarte bine, mitul lui Lucian Boia este cel mai des promovat. Și promisiunea că adevărata istorie trebuia scrisă după 1989. Comparațiile sunt destul de edificatoare. Staliniștii atacau proprietatea privată, susținând că burghezia și moșerimea au acaparat avuțiile țării și trebuiau din exploatarea maselor populare și trăiau din exploatarea maselor populare. Ca urmare, se cerea expropierea acestora și constituirea proprietății socialiste. Autoproclamații exponenți ai societății civile din anii 90 atacau proprietatea de stat și cereau privatizarea rapidă a întreprinderilor, pe ideea statul trebuind să-și ia mâna de pe economie, asta în condițiile în care 90% din economie era a statului. Staliniștii atacau religia pe care o considerau opiu pentru popor, drept care au scos-o din școală, au interesat activiștilor să meargă la biserică și au închis mai multe mănăstiri. Civiștii, cum îi numește profesorul în memoriile sale, au contestat rolul religiei și au criticat energic construirea Catedralei Neamului, deși proiectul acesteia fusese lansat în 1878. Era ideea antagonizării societății în vederea slăbirii ei, distrugerea valorilor naționale, inclusiv a economiei din fostele state socialiste și transformarea lor în piețe de desfacere pentru mărfurile produse de companiile occidentale. Sub influența așa zisor civiști s-a reformat învățământul de cultură generală, care a fost redus de la 10 la 8 clase. S-a reformat cultura prin închiderea cel mai multe muzee județene, iar Muzeul Național al României a rămas numai cu expoziții temporare la parter, în timp ce clădirea muzeului aflată în construcție a fost abandonată. Au fost falimentate și închise edituri de prestigiu, precum editura Eminescu, editura Minerva și așa mai departe. Civiștii, cei din anul 90, susțineau că ei nu s-au compromis, publicând cărți în timpul lui Ceaușescu și că adevăratele opere au fost ținute la sertar. O observație destul de pertinentă este că acele opere au rămas la sertar și astăzi, că nu au apărut după aceea. Cu toate că apăreau la televizor, dădeau lecții despre democrație, condamnau securitatea și dezvăluiau pe informatorii ei, susținând că regimul comunist a fost un regim criminal și oricine încerca să spună că timp de 45 de ani s-a realizat ceva pozitiv, era imediat taxat ca fiind neocomunist sau chiar comunist, adică un răufăcător care nu avea ce să caute într-o societate democratică. Vorbește de cei de la grupul de dialog social și revista 22, analizează primul articol apărut pe 20 ianuarie al lui Silviu Brucan, Socialismul Mondial la Răscruce, o perspectivă din interior, care susținea ideile reformiste promovate de Mihail Gorbaciov. Vorbește de România Liberă, care avea o rubrică Ce ai făcut în ultimii 5 ani, care publica materiale sustrase din arhiva fostei securități. La un moment dat, ideologul Silviu Brucan s-a prezentat la TV cu dosarul său întocmit de securitatea lui Ceaușescu, pe care îl primise între ghilmele de la cineva, care l-a salvat cu câteva clipe înainte de a fi ars. Vorbește despre decretul lege din ianuarie 1990, când ministrul culturii era Andrei Preșu, și spune că prin acest decret pe care l-a dat s-a desființat legea patrimoniului cultural național, fapt ce a permis sustragerea numeroase obiecte din muzeele și colecțiile de artă ale României. Se mai cerea deschiderea arhivei CCAPCR, arhivei securității, pentru a putea fi scrisă adevărata istorie. Sunt detalii pe care într-o discuție cu Ioan Talpe și se spune că peste 1800 de obiecte de patrimoniu s-au sustras în vremea respectivă.
Vorbește despre arhivele statului, despre ajungerea la preluarea sau ideea de a veni la Arhivele Naționale ca director general, unde acolo fuseseră profesori universitari în perioada anticomunistă, ca Dimitrie Onciu, Constantin Moisil, Aurelian Sacerdoțeanu, și ideea era ca Arhivele Naționale să fie conduse de un civil și să nu mai fie de un ofițer. Propunerea a fost, cel care a venit să-i facă propunerea profesorului a fost Ioan Talpeș. Apoi vorbește despre discuțiile cu Victor Babiuc, cel care era ministrul de interne, în subordinea căruia se aflau arhivele naționale, despre procese, sunt și documente, procesul de predare pe primire, despre activitatea detaliată, chiar și pe zile uneori, a activității domniei sale în fruntea arhivelor naționale. Sunt lucruri destul de interesante, de exemplu, problema preluării Arhivei Securității. După decembrie 89, spune profesorul Scurtu, situația Arhivei Securității nu era clară. Mai mult s-au înfruntat din fondurile acestea. Peste ani am aflat de la generalul Constantin Olteanu, știți foarte bine, generalul Constantin Olteanu a fost ministru apărării în timpul lui Nicolae Ceaușescu, a fost numit și primar al Bucureștiului o perioadă. Ministrul apărării naționale Nicolae Militaru, chiar dacă a fost în primul guvern post-decembrist, fusese surprins în 1978, în timp ce oferea informații unor ofițeri din Direcția Generală de Informații Armatei Sovietice. După cercetări, spune profesorul, generalul Nicolae Militaru s-a autodenunțat în scris că este colaborator al GRU, Direcția Generală de Informații Armatei Sovietice, și s-a întocmit un dosar de urmărire cu indicativul CORB. Bănuind că acest dosar se afla în Arhiva Securității sau în Arhiva CC al PCR, generalul Militaru a ordonat preluarea acestora de către Ministerul Apărării Naționale pentru a-l identifica și distruge, evident, înainte fusese colaborator, după aceea imediat a fost numit Ministrul Apărării Naționale. Ulterior, plicul cu declarațiile lui Militaru au fost găsite în fișetul generalului Ion Coman de la CC al PCR. Sunt lucruri destul de interesante. Publicarea unor documente sustrase din Arhiva Securității făcea deliciu publicului. La 11 decembrie 1991, Petre Roman l-a acuzat pe Virgil Măgureanu, directorul SRI, că alimentează în funcție de necesitățile de grup anumite reviste și ziare pentru a șantaja unele persoane. SRI, în replică, a dat publicității un comunicat în care afirma că Arhivele Securității se află în deplină siguranță și nu sunt oferite spre consultanță revistelor, ziarelor și așa mai departe. Excepția ar putea face unele documente care, după 23 decembrie 1989, au fost sustrase 39.000 de dosare, 39.000 de dosare din arhive și pot ajunge în posesia unor publicații interesate să le aducă la cunoștința opiniei publice. Sunt vremuri interesante care sunt, din punctul meu de vedere, o descriere foarte interesantă și fac valoroase aceste mărturii ale profesorului Scurtu. Și în calitate de director Arhivelor Naționale, la 9 aprilie 1992, Virgil Măgureanu a prezentat date concrete privind Arhiva Securității. Spune domnia sa, 35.305 dosare privind securitatea națională se aflau la SRI. 15.110 dosare privind cazuri penale au fost transferate la Procuratura Generală, 18.000 de dosare cu cazuri politice au fost încredințate Ministerului Justiției, 39.000 de dosare au fost sustrase în timpul Revoluției, dintre care 20.000 au fost folosite de diverse publicații, 19.000 de dosare au fost scoase din țară. Sunt și, de exemplu, datele acestea se găsesc scrise de domnița Ștefănescu, 5 ani din istoria României, o cronologie a evenimentelor decembrie 89, decembrie 94. În acea perioadă, ilegalitățile erau la ordinea zilei. Tonul de la acțiune fusese dat de Silviu Brucan, considerat ideologul noului regim al după 89, care a apărut la TVR cu dosarul său de cadre salvat din Arhiva Securității, care avea dosarul său, dosarul avea marginile arse, spune profesorul Scurtu, știam că Brucan fusese unul din cei mai înveșnați staliniști care desfășurați în anii 45-48 prin ziarul Scânteia, organ al CC al PCR, campanii extrem de dure împotriva partidelor istorice, al lui Iul Maniu, al lui Mihalache, Dinu Brătianu, Gheorghe Brătianu.
În prima, în 83, când am publicat, spune Ioan Scurtu, Istoria Partidului Național Țărănesc, am citat articolul din 1 august 1947, în care se saluta arestarea liderilor PNţ de către Bucan, dar nefiind o persoană importantă, nu i-am scris și numele, dar ulterior, în 1994, când am publicat, republicat monografia Partidului Național Țărănesc, am citat din respectivul articol cu titlul Falimentul Partidului Național Țărănesc, o sentință a istoriei, și l-am menționat pe autorul acestuia, Silviu Brucan. Interesant este un dialog din cadrul ambasadei Turciei de ziua națională la 29 octombrie 92, în care prezent și eu și Silviu Brucan, povestește profesorul Scurtu, Silviu Brucan a venit la mine întrebându-mă ce noutăți mai sunt pe la arhivele statului. I-am răspuns că lucrez la o adresă către Tribunalul Municipiului București, prin care cer trimiterea lui în judecată pentru sustragerea de documente din instituțiile publice. Ochii săi albaștri s-au învolburat, mi-a întors spatele și a plecat. Un asemenea demers în justiție era absolut legitim și Brucan știa prea bine că se putea aștepta la o închisoare între 2 și 4 ani. Atmosfera de atunci însă, din păcate, nu era pregătită pentru asemenea solicitare, în condițiile în care se furau uzine întregi fără ca justiția să intervină, cine ar fi consumat timpul cercetând sustragerea unui dosar din arhivă. Este lesne că se cerea pe toate vocile independența justiției. Practic nimic nou. Pe baza acordului încheiat, a avut loc în ziua 12 iulie 1923 predarea de la SRI de arhivele statului a 106 dosare privind perioada interberică, mai ales Mișcarea Națională, Lea NC, Liga Apărării Național Creștine. Sunt multe dintre documente, timpul nu-mi permite să vă dau foarte multe detalii. Peste puțin timp, spune profesorul, conducerea SRI s-a răzgândit pe motiv că trebuia analizat dosar cu dosar pentru că era vorba de siguranța națională și nu cumva să scape anumite documente esențiale. Atunci s-a convenit ca să se constituie echipe mixte, Arhivele Statului, Arhiva SRI, care să cerceteze fiecare dosar, fiind de acord ca SRI să oprească documentele care vizau siguranța națională. Cu toate că, mă rog, dă detalii cum s-a întâmplat acest lucru, operațiunea s-a încheiat, extrem de puține dosare au ajuns să fie catalogate ca siguranță națională. Conducerea SRI nu a trecut la aplicarea acordului din 18 februarie 1992, iar repetatele mele demersuri telefonice și scrise au rămas fără răspuns. Atunci s-a apelat la generalul George Ioan Dănescu, numit ministru de interne în 1992, să discute cu Virgil Văngurean, directorul SRI. Nu prea a fost, spune că ministrul Dănescu nu a fost așa foarte implicat, asta i-a lăsat impresia profesorului. În timp ce arhiva securității era inaccesibilă, asta e un subiect, din punctul meu de vedere, inedit și cred că ar merita atenția dumneavoastră. În timp ce arhiva securității era inaccesibilă pentru cercetare, câțiva istorici și mai ales neistorici, precum Stelian Tănase și Vladimir Tismăneanu, beneficiare de aprobări speciale date de Măgureanu, au putut obține copii după documente din această arhivă, pe baza cărora au publicat câteva studii și cărți, creându-se astfel o inegalitate de tratament pentru cercetători, situație care nu avea nimic în comun cu un regim democratic. Măgureanu încălca una dintre normele stabilite de Comitetul Internațional al Arhivelor, care prevedea obligativitatea asigurării accesului corect și prompt, fără discriminare a tuturor solicitanților. Pentru Virgil Măgureanu, asemenea, norme nu aveau nicio valoare, după cum și acordul din 18 februarie 92, prin care se obliga ca Arhiva Securității să fie predată Arhivelor Statului, a rămas un petic de hârtie. Practic, în regimul democratic post-decembrist, se reedita practica din vremea stalinismului, când numai câteva persoane de încredere aveau acces la asemenea documente. S-a dovedit că Arhiva Securității era folosită în lupta politică. Sunt multe de detaliat în aceste memorii. Era o dovadă limpede că arhivele securității erau folosite în funcție de interesele acestor șefi, lideri politici și civiști. De exemplu, e un detaliu interesant, în timp ce dosariada era în toi, fostul prim secretar al Comitetului Județean Covazna, al PCR în anii 68-1972, a scris în cartea sa de memorie apărută la Budapesta în 1995 că jumătate din ziariștii maghiari din România au colaborat cu securitate.
dar nimeni nu a fost interesat să-i desconspire, deoarece UDMR era aliatul partidelor la putere. Dincolo de disputele publice, este cert că liderii unui partid nu au acceptat preluarea arhivei securității de către arhivele statului, motivul aflându-se mai târziu, și anume faptul că mulți dintre aceștia fuseseră informatori ai securității. Sunt detaliate și cum s-a înființat CNSAS. În decembrie 1999 a fost adoptată legea privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității ca politică politică. S-a creat CNSAS, Consiliul Național pentru Studiul Arhivei Securității. Arhiva Securității a fost predată pe etape și după repetate demersuri la CNSAS. A plecat după ideea că și în Republica Germană și în fostele state socialiste există un asemenea consiliu, dar nu s-a ținut cont de faptul că în toate aceste țări s-a menținut integritatea fondurilor Arhivei Securității. Cu denumirile ei în fosta RDG Stasi, numai în România, din motive politice, s-a recurs la dezmembrarea acestora și chiar a unor unități arhivistice. Au urmat dispute, probabil că cele din anii 2009 sunt chiar atât de uitate. Acestea, până la urmă, concluzia că arhivele securității au fost blocate de factorii politici care nu aveau interesul să se desconspire. Vorbește și despre preluarea arhivei CCA-PCR. Sunt detalii interesante și cumva triste, dacă am putea spune. În mai 92, generalul Nicolae Spiroi, ministrul Apărării Naționale, a afirmat că la începutul anului 90 s-a desfășurat acțiunea de preluare a arhivelor Departamentului Securității Statului, Comitetului Central al PCR și altor documente și dosare de importanță națională de către MAPN, în baza ordinului generalului Militaru. Astfel că la începutul lui ianuarie 90, generalul Nicolae Militaru a decis ca arhiva CCA-PCR să fie mutată într-o unitate militară din Pitești. Adică, cu alte cuvinte, nu s-a găsit în capitala țării un loc unde să se depozeze asemenea arhive de importanță mare. Nu putem să o catalogăm importanță, pentru că este importantă. S-au găsit să se mute la Pitești. Convins că nimeni nu se gândea să atace depozitele aflate la etajele 45 din clădirea Ministerului. Povestește că în termen au preluat în grabă, au trimis soldații militari să care dosarele, care le-au preluat în grabă cu brațele, urcându-le în camioane trimise de MAPN cu destinația Pitești. Vorbește despre colegii la Institutul de Științe Istorice și Social-Politice, au relatat că multe dintre ele, unele dintre foi cădeau în timp ce erau transportate spre camioane, iar cercetătorii, între ghilimele grijulii, le adunau pentru arhiva proprii. Nu s-a ținut o evidență și nu a existat o ordine în așezarea fondurilor, iar la Pitești dosarele au fost descărcate claie peste grămadă într-o dezordine totală. Se cuvine menționa faptul că numai în România arhiva Partidului Comunist a fost răvășită, că în toate celelalte state foste socialiste, acea arhivă a fost păstrată intactă. Sunt detaliate foarte bine. Când am intrat, povestește, în hala CC a PCR, am rămas uluit. Era o dezordine totală. Pentru a ajunge până în fundul halei, a trebuit să ridic dosarele de pe jos, să le înghesuiesc în dreapta și în stânga pentru a-mi face culoar. Până la urmă s-au discutat, s-a semnat o notă de predare primire. În 92 am hotărât crearea Biroului Arhive Contemporane, condus de Camelia Moraru, care se ocupe de arhiva CCA-PCR și în perspectiva celorlalte instituții științifice desfințate ca urmare a Revoluției UTC, Uniunea UASR, Uniunea Asociației Studenților Comuniști, Academia de Științe Social-Politice, Muzeul de Istorie a PCR și așa mai departe, pe cum era formată arhiva. Sunt detalii. Am avut surpriza să mi se prezinte zeci. Interesant este că, mă rog, sunt detalii aici pentru că la un moment dat au existat și chestii că, mă rog, chestii acuzații către profesorul Scurtu că a ars dosarul lui Ion Iliescu sau ceva de anumite dosare politice. Am intrat de câteva ori în depozit și de fiecare dată am fost însoțit de mai mulți arhiviști pentru a respecta regulamentul care prevedea că nimeni nu poate pătrunde într-un depozit decât împreună cu șeful depozitului respectiv, care deținea și cheia, pentru a nu da loc de tot felul de acuze, delațiuni obișnuite în acei ani. Am avut surpriza să mi se prezinte, asta este foarte interesant, zeci de mape din plastic în care nu se afla nici măcar o filă.
pentru mine a devenit limpede că arhiva fusese periată. Sunt mărturii, cred că spun totul despre arhivele naționale din vremea respectivă și despre cum au fost aceste două arhive constituite. Am vizitat arhiva MAPN, unde colonelul Alexandru Oșca m-a invitat în depozit, arătându-mi că au fost reținute numai dosarele secției militare a CC al PCR. Interesant este că aceste dosare se aflau în cutii inscripționate frumos, aveau inventar. Cu toate insistențele mele, Oșca nu mi-a dat alte detalii. Mă rog, m-am întrebat cum au reușit militarii performanța de a pune în ordine acest fond. A preluat colonelul Miliță fondul secția militară înainte de a transporta arhiva CCA-PCR, precum și întreaga aparatură acestei instituții. Au fost preluate și alte dosare, acestea fiind cauza pentru care nu s-au găsit inventarele. După o muncă intensă, primele dosare din fondul CCA-PCR al Cancelarii au fost date spre cercetare la sala de studiu la sfârșitul anilor 93. Sunt detaliate aici și surpriza este că toate acuzele din perioada anilor 90-93, când oamenii nu pot, sau mă rog, istorici intelectuali nu pot să studieze fondul CCA al PCR, profesorul a constatat că nu s-a existat o îmbulzeală, nu au existat atât de mulți oameni care și practic au venit la studiu, dar în presă se spunea că nu se pot studia și nu se poate afla adevăr. Pentru moment, mă opresc aici cu lucrurile, cu toate că este destul de interesant. Volumul, v-am zis, cuprinde pe lângă mărturiile și ceea ce s-a, mă rog, atmosfera din cadrul Facultății de Istorie, după aceea atmosfera din cadrul Arhivelor Naționale, vorbește despre încheierea acordului de colaborare între Arhivele Statului din România și cel din Federația Rusă, în care sunt documente pentru istorie, preluarea unei mari părți din arhiva care se afla acolo, vorbește despre Congresul Internațional al Arhivelor desfășurat în Canada, despre rolul arhivelor naționale, informatizarea arhivelor naționale, relațiile externe ale arhivelor statului din România și acorduri de colaborare cu instituții similare din Tunis, din Maroc, din München, Beijing, Koblenz, Turcia, Ucraina, Macedonia, Polonia, Iugoslavia, Washington, Ungaria și așa mai departe. Adică este o mărturie a profesorului Scurtu în această carte pe care vă recomand cu căldură, în care puteți să găsiți punctul domniei sale de vedere cu privire la evenimentele respective și mai ales la ceea ce consider eu că este atât de important, și anume păstrarea arhivelor într-un mediu natural, curat. Poate v-am mai zis și data trecută despre desfințarea Facultății de Arhivistică, care eu consider că ar trebui să existe o prioritate națională pentru găsirea unei soluții de a continua acest lucru. Așa că sunt subiecte care vor da de gândit și este un punct de vedere al unui istoric care a interacționat cu liderii din vremea respectivă care au condus România. Până data viitoare, vă mulțumesc, seară plăcută!